Etimologia nomenclatorului stradal. Semnificația din spatele plăcuței indicatoare. Astăzi, Timișoara. Sunt Radu Micu. 13 mai este dată pe care o decretăm a fi fără ghinion, dar cu sentimente, pentru că din 2016, 13 mai este ziua dorului în România. Am ales spre ilustrare strada Lidia, pentru că e sigur că multora le-a fost și poate le este și acum dor de Lidia, o anume Lidia. Și am și primit recent la redacție o solicitare fermă în acest sens, ca să vedeți că nu am invocat degeaba dorul față de fata asta. Vorbiți, vă rog, despre strada Mareșal Averescu, fostă Lidia. De unde numele Lidia și de ce actualul nume e pus aidoma unei străzi din capitală? Ne scrie Robi. Aidoma unor străzi din capitală, că e Mareșal Constantin Prezan, de la intersecția cu strada Venus, de la AM până la Calea Martirilor, de unde devine un alt mareșal, Alexandru Averescu, taman până la Constantin Brâncoveanu, deși la un moment dat, după intersecția cu linia tramvaiului 7, își cam risipește argumentele categorisirii ca bulevard și devine stradă chiar îngustă, cu sens unic. Constantin Prezan a fost unul dintre mareșalii României, erou al primului război mondial, a fost ofițer de carieră, provenit din arma geniului. În afară de participarea la primul război mondial, a mai luat parte la al doilea război balcanic și la operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri din perioada 1918-1920. În 1920, la sfârșitul războiului, a fost trecut în rezervă, petrecându-și restul vieții la conacul său de la Scinteia, județul Vaslui. Alexandru Averescu a fost mareșal al României, general de armată și comandant al armatei române în timpul primului război mondial. A fost de asemenea prim-ministru al României în trei cabinete separate. Atunci când auzim despre guvernul Averescu, mareșalul era la cârma lui, pentru că din tranșee generalul va intra direct în viața politică. A devenit membru de onoare al Academiei Române în iunie 1923 și a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazu. Și când te gândești că am pornit la drumul acestei rubrici de ziua dorului cu strada Lidia și uite cum am ajuns la mareșali. Strada pe care ai stat păstrează și acum. Dacă vreți să aflați lucruri deosebite despre strada pe care ați stat sau poate despre strada pe care stați acum, scrieți-ne și vom veni. La fel și dacă știți lucruri deosebite despre o stradă sau alta, haideți să le vestim lumii împreună. Scrieți-ne la secretariat@radiotimisoara.ro.